Creștin la timpul prezent. O emisiune cu trei trăsături de bază. Prima trăsătură de bază. O emisiune biblică. Ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și este veșnic. Credem în ineranța cuvântului Dumnezeu, credem în inspirația Duhului Sfânt și credem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este valabil pentru noi. În totalitatea acestui cuvânt. A doua trăsură de bază pentru această emisiune, Creștin la timpul prezent. O emisiune conservatoare. Trăim într-o lume în care nu există absoluturi, o lume care e tot mai liberală față de ceea ce este morala, față de ceea ce este adevărul, conservator în sensul în care vrem să urmăm linia lui Hristos. Conservator așa cum a fost Hristos. Și a treia trăsură de bază, o misiune contemporană. Probleme contemporane, un context contemporan, o abordare contemporană. Creștin la timpul prezent. O emisiune biblică, conservatoare și contemporană. Prima emisiune are următorul titlu. Creștinul contemporan și decalogul eliberatorului. Pentru foarte mulți oameni din zilele noastre, decalogul, adică cele 10 porunci, sunt înrobitoare și noi trebuie să ne eliberăm de aceste porunci. De aceea de pe clădirea, de pe clădirea X sau Y, cele 10 porunci trebuie să fie date jos ca un simbol al înrobirii. Totuși, oare cele 10 porunci sunt înrobitoare sau eliberatoare? Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Exod, la capitolul 20, capitolul care prezintă decalogul. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Uitați-vă cum se prezintă legislatorul, legislatorul decalogului. Se prezintă un eliberator. Te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Eliberatorul a dat acest decalog. Eliberatorul a dat cele 10 porunci. De aceea cele 10 porunci sunt poruncile eliberatorului și te mențin liber. Fiecare din cele 10 porunci te mențin liber. Guști această libertate divină. Încălcarea celor 10 porunci te aduc din nou în casa robiei. Deci Dumnezeu eliberatorul a avut dreptul să dealegi pentru cei pe care i-a eliberat. Vrem să luăm fiecare din cele 10 porunci, să vedem o perspectivă creștină, contemporană, esențializată și practică. Prima poruncă, versetul 3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Creștinul contemporan nu are voie să aibă idoli. Nici oameni, nici evenimente, nici lucrări, nici organizații. Domnul Dumnezeu este singurul la care ne închinăm. Domnul Dumnezeu este singurul pe care să-L proclamăm, Dumnezeul nostru. Nici Mamona, nici Astartea, nici Baale, nici o altă formă de idolatrie contemporană. Și sunt destule forme. Nu trebuie să ne subjuge. Prima poruncă vrea să ne mențină liberi. Noi trebuie să fim liberi. Dar această libertate este în armonie cu poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu are prioritate și Dumnezeu vrea să aibă primatul în viața noastră. A doua poruncă este în versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo învățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Și continuă versetul 5 și 6. Să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până al miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Poate ne întrebăm de ce al patrulea neam. De ce strănepoții trebuie să simtă efectul încălcării poruncii a doua? Dumnezeu este drept și în această formă de pedepsire. Dar această interdicție de a nu ne închina, de a nu face chip cioplit, de a nu sluji acestor chipuri cioplite sau înfățișări unor lucruri
din lumea creată sunt cerințe valabile și astăzi. Indiferent cât de multă spoială religioasă am da, indiferent cum am scuza încălcarea poruncii a doua, Dumnezeu interzice cu desăvârșire închinarea la chipuri cioplite, slujirea chipurilor cioplite. Nici o scuză nu este acceptată de Dumnezeu. În cazul în care nu vrem să ascultăm, Dumnezeu va pedepsi. Descendenții noștri, până al patrulea neam, vor simți această pedepsă. De aceea trebuie să ne gândim că Dumnezeu dorește să ascultăm de această poruncă a Lui. Porunca a treia, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Numele Domnului exprimă caracterul Domnului, exprimă identitatea Domnului. Poporul român este un popor care ia în deșert numele Domnului. Am vorbit în aer liber în Timișoara alături de primarul Timișoarei și alte oficialități despre înjurătura în cadrul poporului român. Și am întrebat pe cei prezenți într-o piață publică din Timișoara cât se înjură. Un număr foarte mare de oameni au ridicat mâna că e practică înjurătura. Și cine este înjurat? Dumnezeu și ființa care ți-a dat viață, mama, în mod deosebit. Când întrebi oameni de ce înjură, ei zic ca să se descarce. Porunca a treia este o interdicție de a ne bate joc de numele Domnului. Nu doar din perspectiva înjurăturilor, ci și din perspectiva folosirii numelui Domnului într-un mod vulgar, folosirii numelui Domnului într-un mod care să-L dezoneze pe Dumnezeu. Cine ia în deșert numele Domnului va fi pedepsit. Mă întreb dacă poporul român nu suportă pedepsa divină și pentru înjurături la adresa lui Dumnezeu. Înjurătura, luarea în deșert a numelui Domnului, ne aduce înapoi în casa robiei. Dumnezeu vrea să ne cântărim cuvintele, vrea să ne cenzurăm cuvintele, să învățăm această cenzură și să respectăm numele Domnului. Porunca a patra a Dumnezeului care ne-a scos din casa robiei. De la versetul 8, ține până la versetul 11 din Exod 20. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 6 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Această poruncă are o interpretare controversată. Sunt unii care consideră că trebuie să ținem sabatul, așa cum a fost în Vechiul Testament pentru poporul evreu. Sabatul este un semn, un simbol al legământului dintre Dumnezeu și evrei, dar în Noul Testament este o altă perspectivă. Cine ține o zi pentru Domnul o ține, cine nu ține o zi pentru Domnul o ține. Perspectiva apostolică paulină nu mai fixează sabatul ca obligație, ci este acest principiu al închinării. Să ai o zi de închinare dăruită Domnului, să ai o zi de odihnă, să ai o zi în care cauți fața lui Dumnezeu. Faptul că Noul Testament nu este această legiferare ca în Vechiul, ci este această flexibilitate. Noi sărbătorim ca zi de închinare ziua în care Hristos a înviat, Hristos a înviat duminică. Noi sărbătorim ca zi de închinare ziua în care Duhul Sfânt a fost revărsat. Duhul Sfânt a fost revărsat duminică. Respectăm cei care țin sabatul, ne referim la poporul evreu sau la alții, dar noi considerăm că există flexibilitate și libertate și rămâne principiul. Și alegem ziua învierii Domnului. De ce trebuie să avem o zi de închinare? Trebuie să urmăm porunca lui Dumnezeu. Din perspectiva aceasta Noului Testament. Este o dăruire a trupului tău, a sufletului tău, o dăruire a întregii tale ființe Domnului. Ne odihnim în El, ne închinăm înaintea Lui, ne gândim la El. Acest principiu trebuie să rămână valabil. Porunca 5 spune în versetul 12 în felul următor. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți-ți lungească zilele în țara pe care o te dă Domnul Dumnezeul tău. Interesantă
această remarcă la longevitate. Lungirea zilelor are o legătură cu cinstirea, cu respectul față de părinți. De ce trebuie să ne respectăm părinții? Dumnezeu poruncește acest respect față de părinți. Noi trebuie să avem față de părinții noștri, și dacă nu sunt întorși la Dumnezeu, și dacă au un caracter nepotrivit, noi trebuie să le dăm respectul. Acest respect este necondiționat. Acest respect nu depinde de faptul că e credincios sau nu e credincios. Că sunt unii care zic, părinții mei nu sunt credincioși, nu-i respect, nu-i cinstesc, îmi bat joc de ei. Nu avem dreptul. Noi trebuie să ne cinstim părinții, indiferent cum sunt. Ne cinstim părinții datorită rolului pe care l-au avut în aducerea noastră la viața. Este porunca lui Dumnezeu, este o poruncă care prezintă lungirea zilelor ca un premiu pentru aceasta. Este o poruncă care se leagă de sănătatea noastră, de fapt. Că lungirea zilelor are de-a face cu sănătatea noastră. Ce se întâmplă dacă nu-ți respecti părinții? Poate fi reversul. În loc de sănătate, să fie boală. De aceea, creștinul contemporan trebuie să cinstească părinții, indiferent cum sunt. Cinstire nu înseamnă să asculți de ei mai mult decât de Dumnezeu. Cinstire înseamnă purtare de grijă, cinstire înseamnă atitudinea inimii și atitudine a faptelor. Porunca 6 din Decalogul Eliberării, versetul 13, să nu ucizi. În Vechiul Testament este doar atât. În Noul Testament este o ridicare a ștachetei în ceea ce privește porunca a șasea. Iisus Hristos spune în predicat pe munte Matei, capitolul 5, cu versetul 21, următoarele despre această poruncă. Versetul 21 și în continuare. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu uciți. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Din perspectiva Noului Testament, porunca a șasea se referă nu doar la crima fizică, ci se referă și la crima verbală. Aceste apelative, prost, nebun, acest dispreț, intră sub incidența, intră sub pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea, față de Vechiul Testament, creștinul contemporan trebuie să țină cont nu doar de crima fizică, ci și de crima verbală. Crima verbală care, la ora actuală, poate fi efectuată atât într-un mod direct, cât și într-un mod indirect. Poți să ucizi pe un om, fie că îi spui în față, sau fie că scrii despre el, fie că vorbești despre el, spațiu virtual, îl poți ucide. Să nu ucizi. Porunca șaptea. Cine dă porunca șaptea? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Creștinul contemporan și poruncile lui Dumnezeu și decalogul eliberării. Porunca șaptea spunea în felul următor, în versetul 14 din Geneza 20, să nu prea curvești. La ce se referă această poruncă? Se referă la viața sexuală înainte de căsătorie și în afara căsătoriei. Orice formă de manifestare a vieții sexuale înainte de căsătorie și în afara, și în afara căsătoriei intră la această interdicție. Dar Iisus Hristos a mers mai departe. Pentru creștinul contemporan nu este suficient să respecte porunca șaptea din Decalog, porunca șaptea are un standard ridicat în Noul Testament. Să vedem despre ce este vorba. Matei 5 cu 27. Și în continuare. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fi aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fi aruncat tot trupul în ghenă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevastă să-i dea o carte de spărțire.
Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, afară mai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Standardul este ridicat. Pentru creștinul contemporan, decalogul eliberării e mai mult ca în Vechiul Testament. Dacă este interzisă prea curvia în sens fizic, Hristos interzice prea curvia la nivelul minții. Deci orice formă a vieții sexuale înainte de căsătorie și în afara căsătoriei, nu doar la nivelul fizic, ci și la nivelul mental, este interzis. Și acest standard ridicat al lui Hristos se referă și la problema divorțului și recăsătoririi în versetul 32. Repet, ori și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Deci acest liberalism în divorț, în recăsătorire, nu este în linia poruncii lui Dumnezeu. Dumnezeu este strict. Porunca 7 este valabilă în spiritul Noului Testament. Porunca 8. Dumnezeu eliberatorul are dreptul să ne dea legi, să rămânem liberi. Dacă nu vrem să ne întoarcem în casa robiei, trebuie să respectăm aceste porunci. Acest decalog al Vechiului Testament îl respectăm din perspectiva Noului Testament. Sunt porunci valabile, la fel și nou, sunt porunci care sunt la un standard mai înalt. Dar nicio poruncă nu are un standard coborât în Noul Testament. Aceasta este diferența între decalogul din perspectiva Vechiului Testament numai sau decalogul din perspectiva Noului Testament. Porunca 8, versetul 15, spune să nu furi. În Noul Testament se menține această poruncă, dar învățătura apostolică merge mai departe. Nu doar să nu furi. Și Apostolul Pavel mai dă o învățătură referitoare la această interdicție de a nu fura. În Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea cel lipsit. Învățătura apostolică spune, decât să furi, mai bine să lucrezi cu mâinile tale la ceva bun. Deci nu e vorba despre resurse financiare cu mijloace necinstite, ci este vorba să te gândești la resurse financiare cu mijloace cinstite ca să dai celui lipsit. Deci nu este interdicția să nu furi. Rămâne interdicția să nu furi. Dar este această idee a dărniciei, a preocupării față de cel lipsit. De aceea spune Pavel că a primit acest mandat de a vesti Evanghelia, dar și de a ajuta pe cei săraci. Această preocupare față de cei săraci este o cerință a Evangheliei. Noi nu avem doar interdicția să nu furăm, ci avem și această recomandare apostolică. Să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun, ca să dăm și celui lipsit. De ce să respectăm poruncile lui Dumnezeu? Eu zic că trebuie să respectăm poruncile lui Dumnezeu, că doar așa vom putea fi ascultați. Domnul Iisus spunea în Luca 6, de ce îmi spuneți mie, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu? Și în consecință trebuie să respectăm poruncile lui Dumnezeu, dar nu vom fi mântuiți prin ele, ci nu, respectarea poruncilor trebuie să fie o consecință a mântuirii, că doar așa vom putea fi acolo sus în cer. Din punctul meu de vedere, poruncile lui Dumnezeu îl ajută pe om pentru a trăi o viață cât mai confortabilă și cu cei din jur și cu el însuși, pentru că ne conduce și spre un trai mai ordonat, mai educat, mai cizelat și cred mai ales pentru o relație bună cu Dumnezeu. Cred că o relație bună cu cineva depinde și de ceea ce se respectă între aceste două persoane sau aceste două ființe. Păi, în primul rând, Domnul Iisus spune în Biblie că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. De aceea, cred că este foarte normal. Eu, dacă am o relație personală cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, cred că trebuie să respect poruncile, principiile acestea, pentru că, de altfel, și relația dintre noi oamenii, eu, de exemplu, cu părinții mei, cu familiarii mei, cu prietenii mei, dacă pe ei iubesc și vreau să le demonstrez, să le arăt dovada acum că iubesc, păzesc și respect principiile acestora, tot, cu atât mai mult relația mea cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, ar trebui să respect poruncile lui, principiile care El mi le-a lăsat în Biblie și prin asta, nu, și prin asta, pe lângă altele, să dovedesc că pe El îl iubesc și că vreau să am cu adevărat o legătură specială strânsă cu El.
Deoarece legea pe care ne-a dat-o Dumnezeu n-a fost creată numai ca să ne apropie de Creatorul nostru, să ne arate cine este El și cum trebuie să ne adresăm Lui, ci ca să ne ajute să trăim împărtășie cu oamenii din jurul nostru. Pentru că ce ar fi creștinul fără oameni din jurul Lui, fără biserica? Și atunci ca să trăim atât fericiți în relația noastră cu Dumnezeu, cât și cu oamenii, trebuie să respectăm legea asta dată de El. Sfânta Scriptură spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8 și 9 și chiar 10, spune în felul următor: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și suntem mântuiți nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Înțelegem din acest text următorul lucru, că noi trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu nu ca să fim mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. Și spune Biblia, nu prin fapte suntem mântuiți, nu prin ținerea celor 10 porunci suntem mântuiți, ci prin harul lui Dumnezeu și numai prin credință. Cu toate acestea, Biblia vine și spune mai jos, căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos, ca să facem faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte de întemerea lumii. Faptul că suntem mântuiți prin har, prin credință, nu înseamnă că suntem scutiți de păzirea celor 10 porunci, dar cauza pentru care noi suntem mântuiți este doar moartea lui Iisus Hristos, este doar sângele lui Hristos, este jertfa lui Hristos care ne mântuie prin credință. De aceea, noi păzim cele 10 porunci ca și un mod de loialitate, ca și un mod prin care spune lui Dumnezeu, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. De fapt, cea mai mare poruncă este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și dacă aceasta este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Porunca nouă. Vorbim despre creștinul contemporan și decalogul eliberării. Decalogul din perspectiva Noului Testament, în sens practic. Versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Aici este o interdicție pentru minciună. Cine este tatăl minciunii? Diavolul este tatăl minciunii. În cer nu vor intra cei mincinoși. Oricine trăiește în minciună nu intră în cer. Interdicția de a minți, de a mărturisi strâmb. Și tot Apostolul Pavel, referitor la această interdicție, Efeseni, capitolul 4, versetul 25, spune următoarele: de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Deci în trupul lui Hristos nu are ce căuta minciună. Orice formă de minciună trebuie eradicată. De aceea aceste manipulări care sunt în viața socială contemporană, manipulări axate pe minciună, trebuie să fie contrate prin adevăr, o viață trăită în adevăr, prin proclamarea adevărului. Hristos este adevărul. Adevărul cuvântului Dumnezeu. Chiar dacă acest adevăr nu este plăcut pentru unii, pentru că nu-i lasă în păcatul lor, nu-i lasă în liberalismul lor, să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău. Trebuie să fim foarte atenți și la zvonurile pe care le auzim. Trebuie să verificăm aceste zvonuri. Să nu mărturisim strâmb, să nu mințim, că poate fi o minciună inconștientă. Trebuie să fim atenți nu doar la minciuna conștientă, ci și la minciuna inconștientă. Când preluăm o minciună și nu știm că e o minciună și o transmitem mai departe. De aceea trebuie să veghem. Trebuie să veghem ca să nu cădem în nicio capcană a minciunii. Indiferent care ar fi această formă a minciunii. Porunca 10-a este valabilă pentru noi. Exod, capitolul 20, versetul 17. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici un alt lucru care este la aproapelui tău. Poate pentru noi nu are așa relevanță ideea să nu poftești boul aproapelui tău, să nu poftești măgarul aproapelui tău, dar legislatorul divin, care a scos pe evrei din casa robiei, a mai spus o expresie acolo: nici vreun alt lucru care este la aproape lui tău. Poate fi și funcția lui, poate fi un lucru din avutul lui, orice altceva. Nici un alt lucru care este la aproape lui tău, să nu poftești. Pofta în grădina Edenului a dus la pierirea rase umane, căderea în păcat. Să nu poftești. Care este atitudinea noastră în Noul Testament? Rămâne valabilă porunca 10-a.
Dar este și următoarea învățătură apostolică în Galateni. Pavel spune despre cei care sunt ai lui Iisus Hristos. Ce au făcut cu poftele lor? Și ce trebuie să facă cu poftele lor? Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Creștinul contemporan nu are doar interdicție să nu poftească. Creștinul contemporan are această cerință apostolică să-și răstignească firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Această răstignire trebuie să o facem noi. Această răstignire este o răstignire continuă. Creștinul contemporan, în împlinirea celor 10 porunci ale Dumnezeului Liberator, se uită la Hristos, se uită la perspectiva Noului Testament. Împlinind acest decalog al libertății, rămânem liberi, rămânem binecuvântați. Nu înseamnă că dacă suntem sub har, nu avem porunci, nu avem legi. Avem porunci, avem legi, dar toate trebuie să fie în Spiritul lui Hristos. Creștinul contemporan și decalogul eliberării, cele 10 porunci sunt valabile și astăzi, sunt valabile din perspectiva la Noului Testament. Dumnezeul care ne-a scos din casa robiei ne-a dat aceste legi ca să fim liberi, ca să trăim în libertate, în adevărata libertate. Adevărata libertate este în ascultare de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.